Ilie Cioară, aparența înșelătoare. La adevăr se ajunge cu înțelesul aparenței trecătoare. Investigarea pornită, liberi, fără vreo anticipare, așadar avem un corp și în el un observator și în afară este lumea, mediul înconjurător. Toate se ivesc și pierd. Totdeauna împreună, fiind substanță trecătoare, cu însușire comună. Dincolo se află vidul, gol, atot cuprinzător, același e pentru toți cu efect distrugător. Căci ce cade în acest gol, abis infinit extins, nu mai revine nicicând, spulberat în necuprins. Aici apare surpriza, starea de pură conștiință, existentă prin ea însăși, imuabilă ca ființă. Aceasta e dumnezeirea ce pătrunde tot și toate, de la natura zis moartă, ca și în toate celelalte. Lumea întreagă vegetală, ca și lumea animală, inclusiv ființa umană, drept cuprins universală. Iată deci cine e omul în esența sa firească, nu-i nici corpul și nici mintea, ci ființă dumnezeiască. Ca fond, ia-i perfecțiune, frumusețe și iubire. N-are început nici sfârșit, necuprins în a lui fire. Cum s-a înregistrat eroarea de a ajuns caricatură, denaturându-i de fapt ființa cea originară? Un străbun îndepărtat, văzându-și a lui figură, în oglinda apei line, s-a socotit corp statură. Seaca identificare s-a extins apoi la minte, însușindu-și cu îngânfare calități deosebite. Trăind mai mult în afară, lumea cea exterioară, tot mai mult îndepărtat de lumea interioară. Pe această rătăcire a proliferat tot răul, dorințe și lăcomie, aroganță și trufie i-au satornicit egoul. O creație fictivă și ignorantă pe imagini rezemată, incapabilă să afle viața cea adevărată. Cunoașterea ne ajută, practic, să descoperim făptura noastră reală și cu sacrul că ne contopim. Lumea întreagă se transformă prin astfel de trăitori, singuri încercați să fiți printre acești luminători.